Vreau să vă întreb că acum e o inflație de proiecte de astea online și vreau să vă întreb cum v-a venit ideea unui asemenea de proiect? Oarecum studiind și înțelegând ce se întâmplă afară, având experiența Italiei cu acel decalaj de 3 săptămâni, am putut să înțelegem că e o chestiune de timp până când sistemul o să-și arate limitările. Și atunci am înțeles că este necesară ca un wall, i-am zis atunci, ca un zid, o platformă puternică care să poată să gestioneze și să preia volume mari de date și să aibă posibilitatea să interconecteze participanții reali. Da? Deci să rezolve o nevoie pe de-o parte a oamenilor care ajung să fie autoizolați, carantinați, cum o să fie, în faza următoare când o să depășim faza instituționalizată a carantinaților. Și atunci toate aspectele astea, dacă nu sunt gestionate într-o platformă comună, pentru că am putut să vedem ce înseamnă interconectarea asta instituțională, unde informația de multe ori se pierdea pe circuit între departamente, am văzut că ce înseamnă să nu se răspundă la telefon, că erau dificultăți în a se conecta oamenii cu operatorii instituțiilor, atunci am zis că acum este nevoie ca să punem tehnologia la treabă, pentru că oarecum e frustrant să știi că a doua limbă vorbită la Microsoft este română. Avem vitezele de internet între cele mai performante și totuși să scriem în continuare cu pixul pe hârtie. Și atunci de aici a plecat, din a ne face clar o strategie pe care o putem oferi celor care au nevoie, pe de o parte, și sunt nevoiți să ofere suport, și pe partea cealaltă oamenilor care se află în situația aceea de a fi blocați în casă. A fost în prima și fază. Experiență personală? Adică ați încercat dumneavoastră să dați telefoane, nu vi s-a răspuns, n-ați fost pus în legătură cu ceilalți sau pur și simplu a fost o inițiativă civică, să zic așa? Nu, deja aveam feedback. Aveam feedback în momentul în care ne-am apucat, că deja, cred, Gabi, cât se face? Se face, cred că, aproape o lună, nu? Mai avem 4 zile să face luna. Da. Deci, deja la momentul acela, DSP-urile nu mai puteau să facă față. Multe DSP-uri nu mai puteau să răspundă la telefon și era un dute vin așa între instituții, Tel Verde, IGSU 112, unde vedeam că nu se închide cercul, cum de fapt și încă se întâmplă în continuare. Bine, acum noi vorbim așa detașat și analitic după o lună de zile de lucru, dar la început practic, ideea a intrat în discuție în grupul de lucru al membrilor RBL, Romanian Business Leaders, unde fiecare a încercat să vadă ce poate să participe, cu ce poate participa și cu ce poate pune pe masă pentru a ajuta semenii noștri. Și atunci s-au cristalizat câteva proiecte. Un proiect este acesta cu telemedicina, un alt proiect despre fabricarea combinezoanelor, măștilor, a sesăturilor autohton și, bineînțeles, și alte grupuri. De exemplu, grupul pentru ventilatoare, la fel, a fost un brainstorming care s-a făcut. În RBL avem o filozofie că putem propune proiecte și trebuie să le ducem la implementare. Așa că Marius a fost cel care a propus proiectul. A creat un grup pe WhatsApp, m-a introdus și pe mine în proiect, am început să studiem sistemele din afară, modul în care funcționează ele, după care am fost puși la oaltă cu un grup de oameni inimoși, care au zis, eu pot să fac asta, așa ar trebui să funcționeze sistemul, punem totul pro bono, cunoștințele și timpul la dispoziția grupului pentru a face ceva pentru noi, pentru România. Și de acolo am cristalizat sistemul care acum a devenit nou SOS. Dar, cum ziceam, Marius Țapu acum spune într-un mod cerebral ce s-a întâmplat, dar noi am făcut foarte multe iterații, am trecut prin multe versiuni al acestui sistem. Și considerăm că acum am ajuns la un nivel în care poate fi pus în funcțiune cu mare succes, nu doar pentru statul român, dar și pentru ONG-urile care activează în ajutorarea de proximitate a oamenilor care sunt afectați de COVID.
Discuția cu autoritățile sau discuțiile cu autoritățile au mers în paralel? Adică le-ați spus despre ce va fi vorba? Noi am început pe 22 sau 20 martie să introducem aceste propuneri pe agenda de discuții cu autoritățile. Uh-huh. Am avut mai multe întrevederi cu aceștia, dar nu am stat deoparte să așteptăm răspunsul autorităților ca să mergem mai departe cu acest proiect. Practic, în paralel cu discuțiile noastre cu autoritățile, am continuat progresul la platformă. Am integrat call center-ul cu acest sistem de telemedicină, cu organizații non-profit care oferă servicii în proximitatea beneficiarilor. Și am mers înainte și am, prin mai multe iterații, pentru că suntem mulți de formare IT sau cu formare pe zona asta de servicii sociale, psihologie, am creat un sistem care să răspundă nevoilor beneficiarului. Beneficiarul este în centrul acțiunii noastre, nu autoritățile sau nu ONG-urile. Da, nu, eram curios care a fost reacția autorităților atunci când ați venit cu acest proiect. Ele au spus, au fost binevoitoare și au exprimat dorința de a face acest proiect, pentru că în momentul respectiv și acum, din păcate, este același sistem. O persoană care este afectată de COVID sună la Tel Verde. La Tel Verde, după ce este evaluată din punct de vedere medical, dacă într-adevăr are probleme pe zona de COVID, atunci îi se spune să sune la DSP. Dacă la DSP se consideră că este o situație gravă, atunci este pusă să sune la 112. Dacă nu, atunci va intra în izolare sau autoizolare. Dar, practic, pe tot acest traseu, Tel Verde nu știe dacă la DSP a ajuns persoana respectivă, DSP nu știe dacă la 112 a ajuns persoana respectivă. Uh-huh. Și o persoană care sună la Tel Verde DSP și nu îi se răspunde, nu va fi luată în evidență, pentru că, bineînțeles, nu există o înregistrare a apelului respectiv. De asta noi facem tot traseul ăsta cap la cap, de la preluare la finalizarea izolării sau carantinei. Deci, efectiv, noi asta am avut în vedere, să, ca platforma să fie capabilă, pe de-o parte, partea asta de preluare de apeluri să se facă printr-un call center ultra-performant care să permită operatorului să fie la distanță. A fost prima condiție pe care am avut-o în vedere, pentru că, vă dați seama, la nivelul unui grup de operatori în momentul acesta care stau într-un spațiu închis, cum se întâmplă, da? Toate call center-le actuale, de la call center-le de 112, da? Operatorii de 112 până la Tel Verde și toți operatorii din DSP-uri stau toți îngrămediți. Deci e chestiune de timp până o să ajungem să se constate că a fost infectat un grup, da? Și atunci o să vedem cine o să mai deservească când grupul plipică cu totul. Și ăsta a fost un prim principiu hardware pe care l-am avut în vedere ca și platforma, astfel încât sistemul să poată funcționa cu operatorii distant, da? Dispuși remote. Dacă sun eu acum la numărul dumneavoastră 021-9789, ce se întâmplă? Un operator va răspunde, vă va întreba ce aveți nevoie și vă va întreba dacă sunteți dispus să faceți testul COVID, chestionarul COVID. Uh-huh. Acest chestionar COVID este cel folosit de către Organizația Mondială a Sănătății și de către DSP-uri pentru evaluarea gradului de risc la COVID. Adică, dacă aveți simptomatologie COVID, tuse persistentă, febră peste 38 de grade, dacă ați intrat în contact cu o persoană care a fost confirmată pozitiv COVID, dacă ați intrat în contact cu o persoană care este suspectă de a fi pozitiv COVID, dacă ați venit dintr-o țară din zona roșie sau galbenă. În funcție de aceste criterii, se stabilește gradul de risc. Nu înseamnă că sunteți bolnavi de COVID, nu înseamnă că sunteți afectat, aveți sănătatea afectată de COVID, dar sunteți într-un nivel de risc. În funcție de nivelul de risc, dacă sunteți în nivel de risc scăzut, puteți opta dumneavoastră, benevol, să intrați într-o zonă de monitorizare, astfel încât în fiecare zi să primiți un apel sau să sunați dumneavoastră, să facem din nou chestionarul, să vedem dacă s-a schimbat ceva în starea dumneavoastră de sănătate. Dacă sunteți în zona medie,
atunci trebuie să luăm legătura cu DSP-ul, să spunem că ați intrat în autoizolare și ce persoane sunt în autoizolare cu dumneavoastră, după care să avem această monitorizare făcută de către DSP, de către medicul de familie sau alți medici voluntari, pentru a vedea dacă starea dumneavoastră de sănătate este, se menține într-o zonă bună sau nu. Iar dacă sunteți în zona roșie, asta înseamnă că ați venit dintr-o țară cu zonă roșie sau aveți simptomatologie COVID, atunci, în funcție de nivelul de afectare a stării dumneavoastră de sănătate, veți fi direcționat către medicul de familie care trebuie să vă monitorizeze, către DSP sau către 112 dacă starea este avansată și trebuie să fiți preluat de ambulanță. Direcționatul ăsta îl face operatorul sau mi se spune sunați noastră la DSP? Noi avem posibilitatea acum cu DSP-urile care suntem în lucru să direcționăm către operatori DSP care sunt introduși în sistemul nostru, direct. Sau putem face un raport, să spunem că persoana cu acordul beneficiarului, mă scuzați, respectăm niște reguli GDPR foarte stricte și nu vrem ca să scăpăm din vedere acest lucru. Dacă beneficiarul este de acord, noi putem trimite o informare telefonică sau pe e-mail către DSP-ul respectiv și să facem urmărirea ulterioară dacă DSP-ul a răspuns și a primit acea informare. În momentul acesta, fără autorități, nu putem să facem mai mult. Este un apel în continuare să lucrăm cu autoritățile, vrem să fim parte din sistem, nu în afara sistemului. Sunt foarte curios, câți au sunat până acum și care este viteza de răspuns a DSP-urilor, a autorităților, cum vreți? Până în acest moment nu am avut situații dificile de competența DSP-ului, deci nu am avut nevoie să raportăm. Până în acest moment am avut un număr relativ mic, până în 50 de apeluri. Păi dacă nu încă... Da. Dintre aceste apeluri au fost și apeluri pentru persoane care erau îngrijorate de COVID. Aceste persoane au intrat în zonă de monitorizare și au fost sunate zilnic pentru a vedea starea lor de sănătate. Din fericire, cum v-am spus, nu au fost situații de agravare, deci nu a trebuit să intrăm în zona DSP sau 112. Și au fost și apeluri de informare. Ce simptome sunt când sunt afectat de COVID, unde pot apela pentru transport de alimente, cum pot să fac rost de anumite medicamente și așa mai departe. Dar acestea sunt colaterale, sunt cum le numim noi servicii sociale și nu servicii medicale. Medicale, da. Au zis, în termen de investiție, cam la cât s-ar putea ridica sau dacă aveți o estimare, cam... Știu că bănuiesc că unii au fost în regiuni de voluntariat, ca să zic așa. Dar pe total, cam cât a costat toată platforma asta? Dacă ar fi să cuantificăm cât ar costa platforma asta, cred că nu am ajunge la o sumă foarte mică. Din fericire, am avut foarte mulți oameni limoși care au participat voluntar. Avem oameni limoși care au și donat pentru platforma aceasta. Noi am estimat că pentru nivelul 1, pe nivelul pilot, în care să fie totul funcțional, pe lângă munca voluntară, pentru că firma de IT care customizează această platformă de telemedicină deja a cheltuit peste 15.000 de euro numai cu salariile programatorilor. Da. Da? Zona de call center, de server de call center, la fel, este o sumă, dacă am fi plătit pentru aceste licențe, ar fi ajuns la o sumă impresionantă. În momentul acesta, doar pentru a face sistemul funcțional și pentru a-l pune în fază de pilot, noi am estimat că avem nevoie de 20.000 de euro pe lună. Am strâns doar jumate din această sumă, din păcate, până acum. Avem nevoie de susținere, avem nevoie de suport și de persoane care să ne ajute în operaționalizarea acestui sistem.
Dacă îmi permiteți, domnul Popa, în nota în care întrebarea mai devreme se punea legat de funcționalitate, da? Și oricum este un pic coroborat cu aspectul acesta al efortului care poate fi scalat. Platforma este una, pe cum v-ați putut da seama, foarte performantă. Am înglobat module care erau dezvoltate chiar Adrian Bizgan, cel care este cu partea modulului principal care conține telemedicină și unde am implementat toate aspectele de formularistică, triaj, tot ce înseamnă aspectul ăsta de gestionare COVID, extrem de bine pus la punct, a fost laureată al unui premiu la Salonul de Inventică cu platforma de telemedicină, care ea a fost funcțională. Platforma de call center separat, care a fost integrată, cum vă spuneam, este cea mai modernă și cea mai puternică, care permite scalări până la nivelul de mii de operatori simultan dispuși pe acasă. Da? Deci aspectul ăsta al infrastructurii hardware este foarte bine pus la punct și este foarte performant. Pe de altă parte, ne întoarcem un pic la nevoie. Vedeți dumneavoastră, noi ne-am aflat în postura, apropo, și de numărul de call-uri pe care îl avem în momentul ăsta. Pe de o parte, că nu se știe de noi că existăm într-o notă semnificativă și de aici este important să se înțeleagă că noi suntem cu o platformă puternică și cu voluntari, inclusiv cu pregătire medicală. Avem peste 150 de voluntari cu pregătire medicală dispuși să intre în sistem și au început să intre în sistem pentru a oferi suport, inclusiv suportul emoțional. Vedeți, noi astăzi ne vom găsi în faza unor probleme reale. În momentul ăsta, volumul a scăzut un pic pe DSP-uri, în sensul că în perioada asta de carantină, de blocaj, friz care s-a dat, perioada asta în care au venit informațiile grămadă, să spunem acum s-au diminuat, că ei sunt deja în carantină, deja de cei care au fost de 3 săptămâni au ieșit, ceilalți care... Deci aici volumul nu mai este mare, dar pe de altă parte, numărul celor care sunt constatați ca și purtători de COVID crește. Noi ne vom găsi în situația rapid, ca la nivelul poate al săptămânii viitoare, să depășim numărul de 10.000, unde carantinarea nu se mai poate face instituționalizată. Da? Și reiese o serie de întrebări absolut normale, și anume, când o să trebuiască să gestionăm acasă pe cei aflați, cei care de data asta nu vor mai fi suspecți, sunt bolnavi, adică sunt clar. Confirmați, da. Sunt confirmați. Cum gestionăm inclusiv de la nivelul unor servicii sociale, cum iei gunoiul, cum iei aduci mâncare, cum iei banii. Toate aspectele astea unde trebuie să interconectezi și să ai într-o notă de gestiune absolut exemplară toată informația, noi suntem în măsură să o punem, platforma să o punem la dispoziție, dar atâta cât și instituțiile doresc să ia parte și să-și o asume. Pentru noi este foarte ușor să o punem la dispoziție pentru tot ce înseamnă normele de securitate. Suntem în măsură să ne subordonăm și am comunicat încă de la început și Ministerului Sănătății și STS-ului și MAI-ul, tuturor celor care, cu care am stat de vorbă, am spus că din punct de vedere al securității, noi imediat ne subordonăm și totul e gândit pe prevederile ultramoderne de GDPR, anonimizare de date, toate aspectele acestea și ne supunem imediat inclusiv în a putea fi subordonat sistemul STS-ului pe baza securității și scalabilității și redundanței. Deci sunt aspecte care țin. Eu la bază am fost, acum 14 ani, am fost chiar ofițer STS, deci am cunoștințe de genul acestor funcționalități. Mai mult decât atât, am luat în calcul inclusiv aspecte de funcționalitate care le putem pune la dispoziție. Chiar am comunicat decidenții la un moment dat, inclusiv algoritmul pe care putem să-l dezvoltăm, să-l punem la punct de monitorizare perimetrală a celor aflați în carantină sau în autoizolare. Exact problema pe care ați văzut, domnul președinte Iohannis ne-a invitat pe de-o parte pe noi, mediul privat, să luăm parte la tot ce înseamnă pe noi, antreprenorii, să ne fim creativi, să sprijinim. Am venit deja, suntem prima platformă privată care este pornită cu numărul unic, cu site, unde, cum am spus, interconectăm gratuit. Și interconectăm nevoia cu serviciu, vă spuneam, serviciu de suport, suport, care avem fundațiile care deja au început să vină să intre în platformă. Da? Vă spuneam mai devreme, am elaborat algoritmul chiar cu colaboratorul, cu firma Arops, am discutat și am început să lucrează efectiv de un algoritm simplu, dar simplu, știți dumneavoastră, că nu înseamnă neapărat ușor, un algoritm simplu în care putem împerechea timbru vocal a celui care este în autoizolare cu telefonul mobil. Foarte simplu, fără să fie nevoie brățări, GPS-uri sau tot felul de sisteme din acestea. De se pot pune la dispoziție
se pot pune la dispoziție, să spunem, inclusiv concepte, module care să ajute. Păi, invitația, cum vă spuneam, că a fost făcută, dar focusându-ne acum exact pe ceea ce noi deja oferim. Oferim un serviciu de suport în momentul acesta, clar. Și așteptăm, și de asta suntem în proces acum cu anumite DSP-uri, în a implementa. Pentru că o să vină această problemă de a gestiona bolnavul acasă și inclusiv medicul de familie trebuie să-l aibă în supervizare. Sunt mulți pacienți care nu au medici de familie, iar platforma trebuie să permită o comunicare facilă și o trasabilitate, că asta este foarte important, o trasabilitate, unde resurse pe care inclusiv noi le avem, cum sunt voluntarii, operatori, poate să ajute enorm de mult pe angajații din sistemul de sănătate public, cum sunt medicii de familie, respectiv operatorii din cadrul DSP-urilor, care inclusiv acum pentru noi este foarte simplu să facem aceste grupuri de operatori ale instituției, a instituției și instituția poate să-i trimită acasă de telemuncă, în momentul ăsta este la modă și este o necesitate, nu mai este un moft. Și vedeți, noi asta ar fi foarte simplu în momentul acesta să gestionăm acest lucru în nota aceasta, în care oamenii să ajutăm, că vedeți, resursa, cum a spus Gabriel mai devreme, în momentul ăsta nu există, sistemele nu sunt interconectate și nu mai avem trasabilitate, nu mai știm efectiv. Și de asta platforma este gata, este funcțională, este gratis. Și asta trebuie să se înțeleagă și o punem la dispoziție nu numai pe perioada de criză. O punem la dispoziție și după aceea, am spus noi, minim 3 luni de zile. Gratuit. Am văzut, da. Dacă după aceea se consideră că a produs valoare și produce valoare pe mai departe, noi, într-o notă onestă, cum am făcut-o și până acum, dezinteresați, pro bono, am pus banii, că noi în fundație România Business Leaders avem o deviză, plătim ca să muncim. Deci cam asta funcționă. Și cam asta trebuie să facem, că până la urmă trebuie să întoarcem într-un fel. Am acumulat know-how, avem experiență, avem resurse și suntem gata să le punem la dispoziție. De fapt, asta a fost și invitația domnului președinte. Am făcut-o. Acum așteptăm ca și ceilalți participanți, decidenți, să considere că este... Să-și onoreze atribuțiile. Exact. Vreau să vă întreb, am văzut că platforma e funcțională între orele 9 și 19. Și întrebarea mea, pentru că sunt mulți, mai ales cei în vârstă, care seara poate nu se simt bine, poate se simt singuri, vor să dea un telefon după ora, nu aveți în plan, în intenție de a mări spectru orar? Nu știu dacă... Avem un plan acest lucru, dar depinde de modul în care vom fi finanțați. Pentru că noi putem să facem mult mai multe lucruri atât timp cât avem finanțarea disponibilă. În acest moment avem un nucleu de operatori care sunt pregătiți să preia orice vârf de sarcină din sistem. Și ce înseamnă vârf de sarcină? Câte apeluri simultă? În momentul ăsta noi suntem pregătiți să preluăm 100 de apeluri simultan. Sistemul ATA prevede 100 de apeluri simultan. Având în vedere nivelul foarte scăzut de apeluri în această perioadă, ne așteptăm să avem în jur de 15 apeluri simultan doar pentru nouă SOS, iar în momentul în care vom incorpora DSP-urile, persoanele care nu reușesc să ajungă la DSP vor fi preluați de acest core team, care vor fi pe post de direcționare, nu de evaluare. Am înțeles. Practic avem o echipă dedicată care trebuie să preia aceste apeluri în regim de încărcare de vârf pentru DSP-uri. În momentul în care vom avea o finanțare adecvată, putem să suplimentăm această echipă de bază, pentru că avem și resurse plătite, dar avem și resurse voluntare implicată în proiect. Nu putem tot timpul să ne bazăm pe resursa voluntară, pentru că sunt oameni care lucrează, sunt oameni care au alte angajamente și trebuie să ne asigurăm că avem un serviciu de permanență. Avem în plan acest lucru, totul depinde de resursele pe care le avem la dispoziție. Adică e de înțeles că această coordonare specifică profesionistă trebuie să se facă de oameni care să fie dedicați 100%, deci trebuie să fie angajați. Și de aici există un cost operațional la care a făcut referire Gabi și pe care noi l-am
l-am suportat și îl suportăm mai departe. Foarte important, dacă mai îmi permiteți, este și acest aspect al faptului că sistemul, și de aici cum am punctat, este, apropo de întrebarea dumneavoastră a numărului de apeluri, este atât de performant partea de call center că apelurile, spre deosebire cum se întâmplă în momentul acesta, apelurile, ele nu rămân niciodată. Adică dacă n-a putut să ia legătura cu operatorul, pe lângă faptul că îi răspunde un IVR, avem și posibilitatea să integrăm chatbot-uri, deci roboți care să dea instrucțiuni și să existe deja niște, să spunem, transmiteri de informații la nivelul interconectării cu mașini. Avem inclusiv luat modul de inteligență artificială și machine learning care este integrat. Dar niciodată un apel care rămâne suspendat, nu a avut o conectare, operatorii văd, pentru că numărul de linii este atât de mare și pus la dispoziție, și operatorii văd că au existat apeluri ratate și se vor întoarce pentru că are numărul de telefon și poate să închidă acel tichet și va închide acea sesiune într-o notă în care nu-i sună ocupat, cum ar suna acum, înțelegeți? Deci da. Iar tehnologia și performanța sistemului permite ca să fie o soluție, o platformă completă. Da, tocmai de asta ziceam că este supradimensional la 100 de linii, pentru că în momentul în care sună un apelant, un beneficiar, nu va avea ocupat pe linie. Va avea totdeauna un apel care sună și în momentul în care un operator este disponibil, va putea fi preluat de acel operator. Sau vom reveni noi ca și operatori să vedem ce doleanțe a avut acel utilizator. Modelul după care ați construit această platformă e, sau ați avut în minte un model, o platformă similară existentă în străinătate? E unul de concepție proprie? Noi inițial, de fapt, Marius Țapu a găsit o platformă care era specifică pentru COVID din Statele Unite. Noi i-am contactat pentru că nu vreau să reinventăm roata în primul rând. Era un lucru care funcționa și era disponibil pentru COVID și am vrut ca să preluăm acel model. Din păcate, acea firmă nu putea să ne ofere servicii în Europa. Nu aveau capacitatea să facă acest lucru și din acest motiv am continuat să căutăm. În acel moment a apărut Adrian Bâzgan cu platforma Meditel, o platformă, cum a spus și Marius, premiată la Geneva, la Salonul de Inventică, care a fost funcțională 3 ani de zile în regim de telemedicină medic-medic și care a pus-o la dispoziție gratuit pentru a fi customizată pentru COVID. În momentul acela am început să ne uităm să vedem ce modele avem prin afară. Și un model care funcționează și a funcționat foarte bine a fost modelul din Coreea de Sud, unde fiecare persoană, fiecare beneficiar trebuia să se automonitorizeze, dar această automonitorizare în Coreea de Sud este obligatorie. Pentru că statul a intervenit și a spus că modul cel mai bun de a opri acest virus este să prindă simptomele din pripă. Noi am făcut platforma pe același model, de asta avem chestionarul COVID, prin care trecem amănunțit. Din păcate, în România se aplică în mod voluntar pentru beneficiari și în mod obligatoriu pentru cei izolați și carantinați. La nivelul care se aplică, având resursă umană redusă pentru acest lucru. Deci, modelul este din Coreea de Sud. Avem lucru acum o aplicație împreună cu Arobs pentru a face această automonitorizare pe o aplicație de mobil. În momentul ăsta... Se închide? Nu se închide. Da, nu se închide. Da. Nu, a spus că a fost upgrade. Scuze, Gabi. Da, nu. Deci vom folosi această aplicație pentru voluntari, pentru că vrem să asigurăm beneficiarii că vor fi în siguranță. În momentul în care un voluntar se duce la o adresă pentru a livra un pachet sau medicament, vrem să ne asigurăm că omul ăla este în nivel de risc redus. Nu vrem să avem situații în care voluntarii să împrăștie acest virus sau
să nu urmeze niște protocoale stricte de igienizare când se duc la beneficiari. Am făcut tot ce ne stă în putere pentru a preveni împrăștierea acestei boli. Când spuneți că un voluntar se va duce la o persoană cu risc scăzut pentru a-i duce un pachet, la ce fel de pachet vă referiți? Nu, mă refer la voluntarul este în risc scăzut de COVID. Uh-huh. Iar pachetele care sunt duse către beneficiari, către persoane care au nevoie de servicii la domiciliu, pot fi pachete prestabilite cu hrană perisabilă, neperisabilă, diverse pachete pentru persoane care au afecțiuni de gen diabet și produse de strictă necesitate pe care, de care au nevoie la domiciliu. O hârtie igienică sau detergent sau lucruri de genul ăsta. Nu ne dorim să facem un serviciu de curierat. În competiție cu Bringo sau cu alte servicii care pot fi utilizate comercial. Trebuie să abordăm doar serviciile pentru persoane care au nevoie strictă de aceste... Da. Cu câte ONG-uri lucrați în prezent? În momentul ăsta suntem în discuții avansate și colaborăm cu 6 ONG-uri. În Timișoara, Cluj și Constanța. În Timișoara avem... 2 ONG-uri cu care lucrăm. La Cluj suntem în discuții avansate cu Antoldu pentru diverse servicii sociale. La Iași conlucrăm cu 2 ONG-uri, unul pentru livrare de alimente și medicamente și unul pentru suport emoțional. La Brașov, la fel, cu 2 ONG-uri care oferă transport alimente și medicamente. Vom direcționa, dacă beneficiarii, bineînțeles, sunt de acord cu acest lucru, vom direcționa nevoile lor către ONG-urile locale, pentru că ei știu mai bine cum să ajungă la adresă, cum să gestioneze voluntarii locali, pentru că nu putem să facem lucrurile singuri. Noi nu suntem omniprezenți, nu suntem omnipotenți și nu avem pretenția de a fi o astfel de organizație. E un proiect care e destinat să funcționeze doar pe perioada stării de urgență sau pe perioada acestei crize sanitare, să zic. Sau va funcționa, se va adapta și va funcționa permanent? Noi, ca și grup de lucru, am considerat că această platformă este strict pentru perioada, să zicem, de criză, stare de urgență. Necesitate acum. Da. Starea de urgență plus minim 3 luni de zile în care să spunem că ajungem la un grad de normalitate. Dacă statul român dorește să continue această inițiativă, noi suntem dispuși să o cedăm, inclusiv acum, dacă statul român vine și spune vrem această platformă, puneți-l la dispoziție, noi cu mare drag, cu mâna pe inimă, spunem, vă rog frumos, luați-o, vă ajutăm, vă asistăm. Dacă nu aveți nevoie de asistența noastră, nu e nicio problemă. Noi ne-am făcut treaba și datoria civică și putem să mergem înainte. Dar nu suntem o inițiativă economică și nu avem un plan să extindem acest serviciu la un serviciu cu plată ulterior pe aceeași platformă nouă SOS. Dacă se va face tranziția la platforma de telemedicină care este existentă, din nou, este o platformă care a existat înainte acestei situații, poate oricând să devină, să fie promovată comercial, dar noi nu suntem în acest business și nu vrem ca să facem business comercial pe zona de nouă SOS. Da. Păi eu cam Mariu, atât că... Dacă domnul Țapu mai dorește să adauge ceva. Deci, dorința noastră este să oferim acum acest suport. Ne-am mobilizat, am lucrat, am fost multe nopți nedormite, oameni, cum vă spunea și Gabriel, inimoși, care au venit pentru acest crez, și anume să ajutăm să facem ceva mai mult și
printr-o bună funcționalitate să se salveze vieți. Ăsta a fost crezul nostru și este crezul nostru, astfel încât vom pune capul dimineața pe pernă să știm că am făcut tot ce puteam în ziua respectivă. Cu siguranță, dacă există voință, împreună cu decidenții noi, grupul nostru de lucru, unde suntem zeci de specialiști și, v-am spus, înglobăm o grămadă de societăți cu experiență, cu o logistică specifică, care este extrem de bine ancorată și închegată, este gata să punem în folosul tuturor în momentul acesta, adică altfel. Deci noi suntem aici și așteptăm totuși ca să, cum spunea și Gabriel, ca decidenții să se uite mai atent în ideea în care noi am livrat deja ceva și avem ceva funcțional și pentru-un simplu audit tehnic, respectiv pentru-o simplă discuție făcută specialiști, o să reiasă rapid concluzia. Da, domne, este sau nu, domne, nu este. Deci, dar pentru asta trebuie să existe voință să ne așezăm la masă ca să putem să punem această platformă la dispoziție, care este extrem de performantă, cum vă spuneam.